Salutare tuturor, mă numesc Iurie Raileanu. M-am născut în Chișinău, dar am copilărit la țară, la bunici, în satul Bobletici, raionul Sângerei. M-am stabilit în Italia din anul 2007, iar în prezent sunt fondatorul școlii de dans și artă Primo Passo, în cadrul care există grupul Vatra, adică partea moldovenească și românească, unde predau dansurile tradiționale. În ceea ce privește asociația sportivă Primo Passo, a cărei președinte sunt din anul 2016, de la înființare, practic. Aici, împreună cu o echipă de profesioniști, organizăm cursuri de limba română și comunicare, cursuri de dansuri tradiționale, internaționale, balet, dansuri orientale și dans sportiv. Practic, am creat Vatra pentru noi. Primo Passo este o școală multiculturală de dans și artă. Mărturisesc că niciodată nu m-am gândit că voi ajunge să înființez, de fapt, o școală de dansuri atât de apreciată pentru rezultatele sale și nu vom mai opri aici. Vrem să ducem Vatra și Primo Passo la nivelul următor. Când am plecat din Moldova, aveam 17 ani. Ca orice tânăr de vârsta mea, m-am înscris la liceu, dar pentru că dansam de la vârsta de 9 ani, nu mă puteam rupe dintr-o dată, din toată lumea mea. Așa cum am mers la o asociație unde am început să dansez și să predau acolo lecții de dans popular. Nu a fost deloc ușor, întrucât eram încă foarte, foarte tânăr și nu aveam experiența predării. Dar eram foarte determinat și pasionat și de ceea ce făceam, așa că nu am cedat. Am mers înainte. Mă documentam singur, mă inspiram din tot felul de coreografii de la cele mai mari ansamblu din Republica Moldova și România. Și după puneam în scenă dansurile mele, cu ocazie spectacol din comunitate. Publicul era impresionat de fiecare dată. Așa se face când în anul 2011 am dat naștere școlii de dans și artă populară Grupul Vatra din Torino, devenit astăzi un punct de reper pentru folclorul național de peste granițele țării. Astăzi Grupul Vatra este o școală de dans tradițională românesc, cu o programă și regulamente bine puse la punct. Grupul Vatra înseamnă o școală care se predau dansuri populare pentru copii, adolescenți și adulți. Din cadrul școlii fac parte și trei ansambluri pe care le coordonez: ansamblul Strămoșeasca, ansamblul Veselia și ansamblul Vatra. De-a lungul anilor am conceput coreografii din toate regiunile țării și am creat un loc în care oamenii să fie veseli și să se simtă liberi. În decursul de 10 ani de activitate am ajuns la peste 1150 de dansatori, oameni care au învățat să danseze românește de la mine și colaboratorii mei. Și am organizat peste 450 de spectacole cu săli pline. La aceste spectacole deseori, printre invitați s-au numărat artiști din România și Republica Moldova. La Vatra oamenii au găsit prieteni și au întemeiat familii și au schimbat destinele prin dans. Pentru că așa este dansul și arta, în general, schimbă destine. În pandemie a fost extrem de dificil, dar prefer să vorbesc doar despre părțile pozitive din aceea perioadă. În decursul unui an și jumătate, în care școala a fost mai mult închisă, am pus bazele unei școli de dans reale. Practic, am trecut de la statutul de asociație culturală la cel de asociație sportivă. Iar astăzi, cursurile noastre sunt susținute de Comitetul Olimpic Național Italian, Guvernul României și inclusiv de Republica Moldova, prin cărțile de limba română, prin costume populare și materiale identitate donate de Biroul Relației cu Diaspora. Devenind școală sportivă, putem înscrie elevi la cursuri și la diferite competiții și altfel vom avea mai multe șanse de creștere cu toții. Tot în pandemie am decis și înființarea unui departament media, la conducerea căruia se află jurnaliști și cameramani profesioniști. Și împreună cu ei am inaugurat o revistă bilingvă, adică în limba română cât și în limba italiană. Revista noastră se numește IR, adică Inspirație Românească, și prin intermediul ei promovăm românismul și tot ce a fost mai frumos din Moldova și România. Ca președinte asociație sportive pe care o reprezint, dar și ca instructor de dansuri populare, mă implic zilnic în organizarea tuturor activităților, de la dans la spectacole, până la ateliere artistice. Pentru acest lucru mă pregătesc foarte mult, zi și noapte, aș spune. Fac mereu cursuri de actualizare, atât pentru a coordona activitățile, cât și în ceea ce privește lumea dansului. Sunt foarte decis și foarte concis, dar cred că arma mea cea mai puternică este energia mea. Nu obosesc niciodată să spun că va fi totul bine. Așa că, prieteni, aveți grijă de voi și
vă așteptăm alături de noi, mereu, să promovăm dansul și tradiția populară românească.